Premierul Ucrainei, Arsenie Iaținiuc, a anunțat demisia cabinetului pe care îl conduce. Asta după ce a constatat destrămarea majorității din Rada de la Kiev și blocarea inițiativelor guvernului. Tot astăzi, partidul UDAR și formațiunea Svoboda au anunțat că părăsesc coaliția de guvernare. Oficialii au declarat că decizia a fost luată pentru a permite destrămarea Parlamentului și anunțarea alegerilor legislative anticipate. Dacă în decurs de o lună Rada Supremă nu va forma o nouă coaliție, președintele Ucrainei Petro Poroșenko va dizolva Parlamentul, după care vor urma alegeri parlamentare anticipate.